Mulțumim pentru că ne ascultați. Încă o dată la mulți ani tuturor copiilor de pe frecvențele Europa FM. Avem și rațiunea zilei astăzi. Cătălin Sriblea deja în studio. Salut, Cătălin. Salut. Încă suntem mirați că suntem aici într-o zi liberă. Mai până la urmă, știi, sărbătoream copiii, nu ne sărbătoream noi, dar înțeleg ce vrei să spui. Da, nu e nicio noutate, adică. De ce te mai miri? Dar ne și place, nu e? Normal, adică, că e o plăcere. Ne place, că altfel nu ne întâlneam să vedem știrea aia cu leul tuns. Și în China se întâmplă, da? Nu? Sunt acuzați îngrijitorii de la o grădină zoologică de faptul că au tuns leul cu breton, cu nu breton, așa? Breton, da, da, da. Zici că e cumva, zici că Elena Audre, da. Aoleu, ce comparație. Da, 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 când aveai, pe vremea aia, când aveam breton. Trebuie să căutați știrea, nu știu, vă povestim la radio, e păcat. Măcar, iată, se tundea singură, bănuiesc. Da, căutați acolo pe Google. Da, leu tuns breton. Leu tuns breton. Să găsiți poza, poza lui Radu cu pisica lui, că și-a tuns pisica, nu o s-o găsiți? I-a da? Făcut cadou de 1 iunie, am dus-o la tuns. Da, am și văzut. Acum mă înjură, dar mă rog, eu zic că a ieșit bine. Pare nemulțumită. O să o pun, s-o pun pe Instagram. O pui pe Instagram, da? Insta Radu Constantinescu. Da. Așa, stați acolo. Hai să mergem mai departe. Da, Nadal și Djokovic, să povestim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Nu știu câți dintre voi au văzut meciul de aseară, partida dintre Nadal și Djokovic, meciul cu numărul 59, dacă nu, da, 59 dintre cei doi, probabil e cea mai mare rivalitate din tenis, nu cred că au mai fost jucători care să fie jucat de 59 de ori unul împotriva celuilalt. Sferturi de finală la Roland Garros, a învins Nadal, Nadal care e ca un bătrânel șchiop, așa, el așa se recomandă, are o problemă cu piciorul, e însoțit cu de medic aici, dar a fost absolut colosal, a fost un meci cu o precizie uimitoare și o forță din partea ambilor, o plăcere să-i vezi, mai ales că Nadal a dat de înțeles că s-ar putea să fie ultima oară când e la Roland Garros. De asta a fost o partidă de neratat din punctul ăsta de vedere. Ce, unde voiam să ajung? Sigur, meciurile dintre Nadal și Djokovic sunt istorice. La atitudinea publicului față de Novak Djokovic, care nu a fost o atitudine fair play. Spectatorii francezi nu s-au comportat așa cum te aștepți în fața unui mare campion care este Novak Djokovic. Novak Djokovic sigur că are belele lui în viață, are atitudinile lui publice, asumate, a fost scandalul imens cu intrarea în, sau neintrarea în Australia. După povestea cu vaccinul îi se trage. După povestea cu vaccinul îi se trage, pentru că, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, când Roland Garros s-a jucat în niște condiții atipice, Djokovic a fost cel iubit de public și nu Nadal la chestiunea asta, și asta era înaintea acestui uriaș scandal și, sau nu, acum 2 ani. Și Djokovic a trecut de la statutul ăsta în care a fost sigur iubit de tribune la statutul în care, din momentul în care a pus piciorul pe teren, au început huiduielile. Adevărat că nu tot stadionul, dar destul cât să simți lucrul acesta și destul cât la nivelul ăsta să îți creeze probleme. De altfel, Djokovic a și spus după meci că Nadal a fost purtat de public și că revenirea din setul al patrulea îi se datorează în mare măsură publicului, care i-a dat noi energii. Nu am spus-o cu supărare, nu mi s-a părut că avea, cum să zic, o țâfnă împotriva publicului, a spus-o cu un fel de amărăciune, știi, că lucrurile nu au fost fair play din punctul ăsta de vedere, mai ales la tenis. Tenisul e un sport care e mai echilibrat, așa, nu se aplaudă, așa zicea mitul, nu se aplaudă pe greșeala adversarului. Eu am stat să mă gândesc așa, nu toată lumea se împacă cu atitudinile politice sau sociale ale lui Djokovic în mod evident, dar una e una, alta e alta și cred că dincolo de simpatii și antipatii, ceea ce se petrece pe un teren de sport în mod normal, jucătorul acesta merită și atenție și admirație în egală măsură pentru tot ceea ce înseamnă el pe terenul respectiv. Adică cumva, dacă avem ocazia să fim pe teren și
și avem ceva împotriva atitudinilor obișnuite ale lui Djokovic în societate, putem să ne abținem de la orice gesturi. Cred că e o formulă, nu mi se pare în regulă să îl fluier, pentru că același om are o întreagă istorie în spate sportivă, plus o istorie a unor acte caritabile făcute pe persoană fizică și din banii lui, care merită, zic eu, foarte mult respect. Și asta nu înseamnă că, ca să lămurim discuția, că eu sunt de acord cu celelalte atitudini ale lui Djokovic. Ar fi și greu de afirmat treaba asta. Dar cred că societățile sunt nevoite să aibă un anumit tip de echilibru în chestiunea asta. Cam greu ce să se întâmple ce spui tu. Nu știu dacă poți spune așa neapărat un zid între ce afli din presă în fiecare zi și meciul din weekend, să spun așa, chiar dacă nu au legătură. Deși au legătură, pentru că tot despre participarea la un turneu de tenis era vorba și atunci. Da, da, sigur că da. Lumea nu l-a iertat. El l-a mințit în spațiul public. Dar de aici până la ai pune un stadion în cap e o distanță foarte mare și a plătit greșeala atunci, nu a fost primit la turneu conform legilor unui stat. Are parte de critici negative, de critici, pierde din sponsori. În mod evident, faptul că îl fluierăm în momentul în care lovește racheta cu mingea cu racheta, nu mi se pare... Poți duce discuția și apropo de ce se întâmplă cu sportivii ruși care nu mai sunt primiți acolo, ce facem? Dărâmăm zidul ăsta sau îl menținem? Eu mi-am exprimat părerea de la începutul războiului și am spus că în aceste momente, până când sportivii ruși au atitudine față de ceea ce se întâmplă la ei în țară, în primul rând, trebuie excluși. Asta a fost opinia mea. Nu poți să fii Daniil Medvedev, să câștigi zeci de milioane de euro în sportul ăsta, să fii cel mai cunoscut rus din domeniul ăsta și să pui pe Instagram o ramură de măslin, să spui vreau să fie pace și asta e tot. Acolo sunt omorâți copii și din punctul meu de vedere asta are nevoie de tot felul de sancțiuni. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Mâine ne reîntâlnim. Îi asculți pe cei mai mari. Camila Cabello, John Legend, Beyoncé, la Europa FM.